Nu putem spune că am simțit cu adevărat frigul unei ierni puternice până în momentul în care am fost în emisfera nordică. Acolo, zilele friguroase care ating punctul critic al temperaturii în intervalul 20-23 decembrie al fiecărui an fac ca supraviețuirea să pară imposibilă. Doar gândiți-vă la cea mai mică temperatură înregistrată vreodată care se învârte în jurul cifrei de minus 90 de grade Celsius. În comparație cu orice alt loc de pe pământ, iernile sunt mai blânde față de emisfera nordică. Și totuși, așa cum am aflat, pământul nu este singura planetă care trece prin iarnă. Având în vedere faptul că dorința de a ne stabili pe Marte este împărtășită de un număr din ce în ce mai mare de persoane, trebuie să studiem fiecare aspect. Așadar, va trebui să știm cu ce fel de climat ne vom lupta, cum va arăta iarna acolo și dacă temperaturile sunt suportabile. Planeta Roșie este cel mai interesant punct în cadrul călătoriilor spațiale. Știm deja de planurile care își propun să dezvoltăm sisteme capabile să realizeze călătoria Pământ-Marte mult mai rapid. Totuși, acomodarea ar fi mult mai ușoară dacă am vedea peisaje similare cum ar fi cele ale anotimpurilor de pe Pământ. În primul rând, Marte se află la 230 de milioane de kilometri distanță față de Soare, în timp ce distanța dintre Terra și aceea stea este de 150 de milioane de kilometri. Se învârte în jurul Soarelui la fiecare 687 de zile și se rotește la fiecare 24,6 ore. De asemenea, Marte are doi sateliți mici, numiți Deimos și Phobos, care sunt cel mai probabil mici asteroizi atrași de atracția gravitațională a planetei. Deimos și Phobos au diametre de doar 11 și respectiv 22 de kilometri. O particularitate a acestei planete este reprezentată de atmosferă. Atmosfera marțiană este compusă în principal din dioxid de carbon. Cu toate acestea, spre deosebire de Venus, atmosfera lui Marte este foarte subțire, producând foarte puțin efect de seră. Naveta spațială Mariner 4, care a zburat pe Marte pe 14 iulie 1965, a descoperit că Marte are o presiune atmosferică de doar 1-2% din cea a Pământului. Când vorbim despre Marte, este aproape imposibil să nu ne amintim de culoarea sa roșie. Ei bine, s-a dovedit că această culoare provine din roca, nisipul și solul său roșiatic. Și totuși, nu toată suprafața planetei este roșie, existând chiar și porțiuni verzi. Din nefericire, nu este vorba de vegetație care să redea această culoare, ci este ceva care le dă probleme chiar și oamenilor de știință, întrucât aceștia nu pot înțelege de unde provine această culoare. După cum s-a descoperit, suprafața lui Marte este destul de asemănătoare cu un deșert. Cuprinde multe cratere, dar nu la fel de multe ca pe Lună sau Mercur. Craterele au fost probabil realizate de-a lungul anilor de furtuni înverșunate, dintre care unele pot acoperi întreaga planetă. Aceste furtuni de vânt sunt frecvente pe Marte, ridicând praful de culoare roșie în atmosfera care înconjoară întregul glob. Marte are multe caracteristici ale terenului similare Pământului, cum ar fi canale, canioane, munți și vulcani. Aici găsim un vulcan proeminent numit Olympus Mons, care are o înălțime de aproape 70.000 de metri. Acest lucru îl face cel mai înalt munte cunoscut în sistemul nostru solar. Fiind la capitolul efectelor produse asupra solului, chiar și apa a jucat un rol important. Există probe pe suprafața planetei roșii care arată că apa a erodat o parte din sol. De-a lungul timpului, NASA s-a implicat în cercetări amănunțite pe Marte utilizând în anul 2003 două rovere care aveau scopul de a analiza în detaliu planeta. Roverele Spirit și Opportunity și-au îndeplinit misiunea cu brio, astfel încât, datorită analizelor lor, s-a descoperit că într-o perioadă pe Marte a existat apă lichidă. În cele din urmă, cele două rovere și-au încetat activitatea, cel din tâi fiind Spirit în 2010, ca peste 8 ani și Opportunity să încheie conexiunea cu Terra. În plus, o echipă de cercetare a NASA a găsit în 1984 un meteorit în Antarctica care ar fi putut veni de pe Marte.
Meteoritul a fost datat în urmă cu 4,5 miliarde de ani, iar în rocă au fost lăsate unele dovezi ale vieții microscopice. În prezent, apa lui Marte pare să fie prinsă în calotele sale glaciare și posibil sub suprafață. Din cauza presiunii atmosferice foarte mici a lui Marte, apa care ar încerca să se mențină la suprafață ar fierbe rapid. Deși cantitatea de apă din atmosfera lui Marte este de doar aproximativ o miime din cea a Pământului, există suficienți vapori de apă care să formeze nori. În general, Marte are o vreme foarte variabilă și adesea tulbure. Planeta oscilează de la cald și prăfuit la noros și rece. Cu mult timp în urmă, Marte era probabil o planetă mai caldă și mai umedă, cu o atmosferă mai groasă, capabilă să susțină oceanele sau mările. Iernile marțiene sunt mai brutale decât chiar și cel mai rece loc de pe Pământ. Temperatura poate scădea până la minus 143 de grade Celsius în atmosfera neglijabilă a calotelor polare, în timp ce cea mai rece înregistrată pe Pământ a fost de minus 90 de grade în Antarctica. Temperatura atât de redusă de pe Marte produce un fenomen nemai văzut. Gazul de carbon din atmosferă va îngheța în momentele în care temperaturile ating recordul negativ și astfel presiunea atmosferică va scădea. Ei bine, când vorbim de anotimpurile lui Marte, lucrurile nu sunt chiar atât de simple ca pe Pământ. În esență, Marte are anotimpuri, însă sunt ceva mai diferite față de cele pe care le cunoaștem noi. Planeta are două tipuri diferite de anotimpuri care interacționează pe parcursul unui an marțian, adică de aproape două ori mai lung decât ceea ce cunoaștem noi ca fiind un an pe Terra. Există iarnă, primăvară, vară și toamnă cauzate de înclinarea planetei de 25 de grade față de cele 23 ale Pământului. Anotimpurile lui Marte sunt marcate de fenomene meteorologice distincte, potrivit lui Rich Zurek, omul de știință de la Jet Propulsion Laboratory. El a explicat că în timpul iernii, la fel ca pe Pământ, se produc adesea furtuni răvășitoare care au urmări pe perioade lungi de timp. Spre exemplu, când temperaturile cresc, există energie suplimentară suficientă pentru a lansa furtuni de praf care înconjoară regiuni mari de pe Marte, uneori întreaga planetă, timp de săptămâni sau chiar luni. Însă acest lucru nu se întâmplă chiar atât de des pe cât am crede. Se estimează că o astfel de furtună globală va găsi condițiile propice pentru a se realiza cam o dată la 3 ani marțieni. Primăvara, calota de gheață polară începe să se dezghețe și poate chiar să dispară total până la terminarea verii. Dioxidul de carbon eliberat de gheața care se topește face ca atmosfera să fie mai groasă. Odată cu sosirea toamnei, lucrurile se produc exact invers. Mai exact, calotele glaciare topite din cauza temperaturilor pozitive încep să renască pe măsură ce temperaturile scad, ajungând uneori la latitudinile medii în timpul iernii. Totuși, maximul de temperatură pe această planetă este de aproximativ 20 de grade Celsius, ceea ce nu ar fi deloc rău pentru o vizită a planetei. Iarna pe Marte este ceva aparte, ceva ce putem vedea doar în filme. Temperaturile care se apropie de minus 150 de grade nu oferă suport găzduirii formelor de viață și, drept urmare, nici noi nu ne vom putea descurca la această temperatură. Studierea iernii și în special a anotimpurilor marțiene ne oferă ipoteze referitoare la modul în care ar trebui să abordăm schimbările necesare pentru a ne putea stabili pe Planeta Roșie. Acolo zilele friguroase care ating punctul... Acolo zilele friguroase care ating punctul... Nu, nicio șansă. Nu oferă suport. Era și culmea să o nimerez în prima. Ce? Păi se poate. E reflexie. Așteptăm să nu mai latre câinele. Ceva normal. Într-o lună ne mutăm de aici.